votează legal. Persoana care votează de două sau mai multe ori introduce în urnă mai multe buletine de vot, oferă unui alegător bani, bunuri sau alte foloase, riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani. Sesizează infracțiunile electorale la 112. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne.